Domnule președinte, detașamentele de militari și tehnică din armata română, împreună cu militarii și tehnica din armatele a 14 țări aliate și partenere, sunt gata pentru începerea paradei militare organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. Sunt șeful statului major al apărării, general Ciucă. Excelența voastră, domnule președinte, doamnelor și domnilor, muzicile reunite ale Ministerului Apărării Naționale, Corala Bazei Sprijin Logistic Muntenia, Corul Studenților Academiei Tehnice Militare și solistul Alexandru Ștefan Constantin de la Ansamblul Artistic al Armatei vor interpreta imnul național al României. No.
În următoarele momente, Excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, va depune o coroană de flori. Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tempora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, până la via. Noi suntem mai României, hai să fim și frați uniți, punem cu umăr doi cu doi, și-a mai fi și cum vrem noi. Spăimântează moartea, noi suntem nemuritori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va încorona cu flori. Așa este tot românul, de când este pe pământ. A luptat pentru credință și pentru pământul sfânt. Ne ajută hora mare, s-o întindem frați cu frați, de la Tisa până la mare, de la Nistru în Carpați, de la Tisa până la mare,